venim la origini, de fapt, asta ar fi perioada înainte de revoluționarea industrială și moda lentă înseamnă o modă conștientă, deci să, să ne abatem și să uităm de acest consumerism, de foarte multe haine în garderoba noastră, de o garderobă mai comodă și mult mai bazată pe haine calitative, suntem. da, calitative mm -hmm. și durabile dacă vorbim despre un procentaj ar fi 75 la 25, deci lonul cu brandul propriu se merge și tendința este de a inversa această cifră pentru că totuși sustenabilitatea și moda lentă se bazează pe brand propriu. Bine ați venit la oameni și afaceri! În cadrul ediției de astăzi vom discuta despre sustenabilitatea în industria textilă și cum companiile autochtone de haine adoptă conceptul de modă lentă. Totodată vom vorbi despre unde se exportă hainele produse în Republica Moldova și de ce au nevoie companiile din industria ușoară pentru a ieși pe piața internațională. Invitata mea de astăzi este Marcela Lozovanu, director executiv la Asociația Patronală din Industria Ușoară. Bună ziua, Marcela! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Bine, bine ai venit! Cum să încetinim moda? De fapt, procesul de încetinire a modei are mai multe subprocese și probabil este o istorie mai îndepărtată care trebuie să o înțeleagă foarte mulți consumatori, dar și producători. Probabil vă referiți la procesul de sustenabilitate și modă lentă. În cazul acesta, procesul de sustenabilitate are mai multe subprocese, fiind o schemă foarte complexă de instrumente care trebuie aplicate și, de fapt, sustenabilitatea Înseamnă nu doar uh, procesul, cum se fabrică și care sunt procesele interne într-o producere a industriei ușoare, dar și uh, oamenii care lucrează acolo, uh, partea socială, grija față de mediu, de fapt asta înseamnă sustenabilitatea, uh, tot ce ne înconjoară, ca să nu facă uh, rău în mediul nostru înconjurător, planetei, și spre asta este o acum o tendință foarte abundentă și accelerată. Ce înseamnă conceptul de modă lentă? mai... Conceptul de modă lentă sau fast fashion-ul este total opusul la moda rapidă, cum ar veni deci cumpăr, arunc, arunc, cumpăr și tot așa. Acum se încearcă să revenim la origini, de fapt asta ar fi perioada înainte de revoluționarea industrială și moda lentă înseamnă o modă conștientă, deci să, să ne abatem și să uităm de acest consumerism, de foarte multe haine în garderoba noastră, de o garderobă mai comodă și mult mai bazată pe haine calitative, da, calitative mm -hmm. și durabile. De obicei, hainele acestea sunt produse din niște stofi cu un conținut de fibre naturale, gen ien, exact. bumbac. Da. Stofele care se folosesc la durabilitatea colecțiilor, de fapt, sunt produse pe cale naturală. Ele nu sunt prelucrate cu tot felul de produse chimice, coloranți. Nu sunt spălate cu tone de apă, ceea ce la fel este un proces de sustenabilitate și de protejare a mediului. Și atunci, ele fiind lăsate natural, așa cum sunt create de natură, de fapt, aceste stofe rezistă în timp, pentru că au un Proces natural de soare, vânt, umeditate uh, și tot ce ține de, de procesul, de fapt, a naturii. În sine. Cum, cum, cum se adaptează companiile din industria fashion la conceptul de modă lentă? Deci în Republica Moldova evident că trebuie să se implementeze și noi avem primii pași a unor fabrici de implementare a modei lente, da? dar atât ce a sustenabilității. Așa cum am menționat mai devreme, de fapt, procesul de sustenabilitate este procesul de fabricare și tot ce ține de oamenii, de auditul social, deci ei trebuie să aibă certificate, ei trebuie să fie certificați ca o fabrică care produce și creează locuri de muncă, un mediu bun pentru lucru, Oamenilor care sunt angajați, un salariu foarte competitiv și condiții foarte bune de muncă. Dar și procesele mai puține deșeuri, de utilaje moderne care respectă aceste condiții, pentru că sunt niște rigori, evident, care bunele practici ne le arată în timp și ai noștri din industria ușoară, producătorii din Republica Moldova, implementează evident acest proces da, este un proces dificil, costisitor, dar nu imposibil. De da, iată, aproximativ, așa, cam, care e procentul din, din ceea ce se produce sustenabil și ceea ce se produce deci, în primul rând, industria noastră este divizată în două categorii. Noi avem fabrici care produc în regim LON, deci asta sunt fabricile care sunt prestatoare de servicii și prestează servicii pentru clienții internaționali, dar și deja pe local, și schimbă între ei acest, acest proces de outsource. Și partea de brand propriu, companiile care au un brand propriu la bază și îl dezvoltă. Deci, acestea sunt două categorii a sectorului din Republica Moldova. Dacă vorbim despre un procentaj, ar fi 75 la 25, deci lonul cu brandul propriu, se merge și tendința este de a inversa această cifră, pentru că totuși sustenabilitatea și moda lentă se bazează pe brand propriu. Ca să, să fie mai clar pentru ascultători, în sistemul LON se confecționează hainele pentru brandurile mari, mari, pe care exact. le cunoaștem noi pe piața internațională. Da, branduri gen... de lux, da. evident, care, care plasează aici brand local, servicii. Da. Brand local, e ceea ce fac designeri autohtoni, exact. care se vând Republica. în rețelele noastre, platforma din inimă care are sub umbrela sa sub 100 de branduri locale, deci haine pentru copii, încălțăminte, haine bărbați, femei, asta se regăsește sub umbrela din inima a brandurilor din Moldova. În Moldova avem îmbrăcăminte confecționate din stofii reutilizabile? reutilizate sau uh, reciclate. Reciclate. Reciclate, uh, reciclate, mai puțin, uh, hai să zicem că unele companii uh, încearcă din a, acele deșeuri rămase să confecționeze alt tip de produs finit. Deci ar fi careva accesorii, uh, deci se, se produce un, uh, un produs de bază, dintre care rămân careva deșeuri și la fel acel brand sau acea fabrică uh, utilizează acele deșeuri pentru a face un alt produs okay. Practic, rămân cu deșeuri la zero. Ce se întâmplă pe partea de exportori? Se exportă îmbrăcăminte sub brandul moldovenesc în străinătate? Da, se exportă de ceva timp, deci brandurile noastre au ieșit pe piața internațională de ani buni. Acum, având crizele economice în care ne aflăm, la începutul pandemiei, deci noi, ca asociație, am accelerat foarte mult comerțul electronic, am încercat să ajutăm companiile să înțeleagă ce este o vânzare online, cum să vândă produsele online și, de fapt, pot să afirm că avem branduri care vând în toate colțurile lume, lumii, brandul său propriu și este recunoscut pe toate platformele internaționale și marketplace-urile. Mai mult să vinde pe e-commerce. Da, pentru că din cauza restricțiilor în perioada pandemiei, evident, comerțul electronic a salvat foarte mult vânzările și a egalat cifra de afaceri atunci când erau închise spațiile comerciale, magazinele, dar și este mult mai costisitor să ai un magazin în afară țării, să-l întreții, să ai angajați și... Evident, se merge pe o formulă accesibilă, după care se dezvoltă. Dar, la moment, recent, avem și un magazin deschis a unui brand autohton unde? În ce țară? În Italia. În ce oraș? Uh, nu știu exact în ce oraș, dar uh, sunt haine pentru copii. Am oh, înțeles. Foarte frumos. Adică cineva da. care merge în Italia s-ar putea să... Exact. să intre cumva întâmplător în acest magazin. Da. Da. Fai, bravo. M -m -m mă bucur să aud da, așa Da, și noi la fel ne bucurăm pentru da. companiile De noastre. ce ar avea nevoie companiile autoctone ca să iasă pe piața internațională? Așa gen magazin, dar numai cu hainele produse aici, sub brand da. moldovenesc, nu LON. În primul rând, să începem de la fabrică și de la un utilaj bun, un preț competitiv, calitate și design, certificări, atât a stofelor, cât și a produsului și a fabricii, deci auditul social, pentru că ca să faci un export în țările europene sau nu doar, sunt cerute care, va, sunt, sunt, puse careva rigori așa de cum exemplu, noi vrem, care, da. Care deci se cer aceste certificate, da, ISO-urile, cum ar veni. Auditul social se cere ca să demonstrăm că oamenii noștri lucrează în condiții favorabile, că sunt achitați cu un salariu competitiv și bun pentru a rămâne în țară și a lucra aici. Brandul propriu mai înseamnă și o valoare adăugată. Deci a avea un brand propriu și a vinde produsul finit sub brand propriu. Practic prețul lui este de 6 întreg și ori mai mare, de 6 întreg și 8 procente mai mare decât produsul în lon, care este doar un proces, sau cusut, tăiat și respectiv salariile oamenilor diferă în acest. Deci este o valoare adăugată a țării și o creștere a economiei, pentru că este o vărsare în bugetul statului și atunci se achită taxe și tot procesul ăsta e economic. Și noi mergem spre, a, spre... Da, absolut. În fiecare an noi avem branduri locale, noi. Ne bucurăm că tinerii, de fapt, după ce termină facultatea, Universitatea Tehnică, sunt tineri, specialiști, designeri și ei vor să lucreze, să creeze aici. Avem și magazine comune locale unde le oferim cumva oportunitatea să-și expună acele produse, să le vândă, pentru că ei, de fapt, deja creează colecții capsulă în tendință de slow fashion. Mm. Ce înseamnă slow fashion? Slow fashion înseamnă colecții un pic mai puține decât anuale. În colecție mai puține piese, dar durabile, din stofe calitative și colecția trebuie să conțină acele piese de bază versatile care formează o garderobă capsulă. Deci, tu ai. 4-5 piese uh, durabile în timp, care se combină toate între ele și tu poți să formezi acel outfit uh, uh, mulți ani înainte și acea piesă să fie la fel de calitativă și bună după spalare, curățare și... Și în Și e mai și scumpă. Evident, este mai scumpă pe motiv că este o valoare adăugată a brandului, cum am și zis, este o tendință de slow fashion și oamenii trebuie să consume conștient, trebuie să-și dea seama că cumpărând și aruncând Trimestrial la cele haine, deci asta este o poluare a mediului. Hainele sunt confecționate din stofe nenaturale, prelucrate cu tot felul de coloranți, spălate în 10.000 de ape și așa mai departe, deci respectiv este un proces poluant mm -hmm. și noi știm că industria de fashion, de modă, este, cred că, a doua sau a treia mai poluantă în Industriei de pe planeta. Da, din da păcate, mie e în top, da, e în din top. Din păcate, da. Da. Apropo, dacă tot am discutat despre prețuri, eu auzisem așa printre conaționalii noștri că pentru ei prețurile hainelor autohtone sunt foarte scumpe. De ce? Există o explicație pentru asta? Da, sigur. În primul rând, noi nu avem producători de stofe. Absolut tot ce este necesar pentru a crea o colecție este importat începând de la materie primă, de bază, accesorii, chiar și servicii, pentru că acele servicii, deja am trecut la prototipare 3D, am trecut la procese digitale, la tot felul de utilaje și mașinării digitale care oferă într-un timp mai scurt un proces foarte bine structurat, dar tot acest proces costă, sunt taxe de import care se achită la importul materiei primă, începând de la materie primă 2, ca să formeze o colecție bună, calitativă, cu o cusătură perfectă și să aibă un, o aranjare bună pe manechin și pe client, pe consumator, trebuie să achiți un om cu un salariu bine plătit ca acel om care lucrează în spatele colecției să rămână și să lucreze aici în Moldova, să nu plece și să-i ofere un loc de muncă, nemai mai vorbim de electricitate, gaze naturale și dar și promovarea brandului. Ca să-ți promovezi produsul este necesar să ai un buget lunar. Acum toată lumea cumpără online, vizual, cu ochii, nu doar cu sufletul deja, și este necesar să faci o promovare, cred că mereu, să fii în top și în vizualul consumatorului. Da, brandurile autoctone mă gândesc că nici nu ar putea rezista pe piața noastră, adică doar vânzând pe piața noastră, fără piața internațională uh, și, fără, și fără lucru în sistemul lor? Da, sigur că, că nu. E prea mic cu piața nu. Uh, uh. Noi avem companii care prestează și servicii Lond, dar au și brand propriu, uh, în, pe, ei încearcă să dezvolte și uh, să intercoreleze aceste două procese pentru a acoperi cumva unele cheltuieli, uh, și a uh, atrage clienți în Republica Moldova, dar evident piața din Republica Moldova este una foarte mică și suntem conștienți de acest lucru. Toți care au un business trebuie să tindă să meargă în afară pentru că piața de desfacere este una mult mai mare, mai apreciată, puterea de cumpărare este mai mare cu alte salarii și atunci producătorii trebuie să tindă, dar asta de fapt ce se întâmplă prin tot felul de expoziții la care ei merg și promovează Republica Moldova. Asta este și o valoare a țării, de fapt. Este un brand de țară, este un produs care nu doar pe partea alimentară suntem cunoscuți, dar și iată, avem și modă, industria de modă care se dezvoltă. Avem branduri care participă la tot felul de fashion show-uri, la New York, la Londra, la Paris și asta evident că este o mândrie pentru noi, atât tineri designeri cât și branduri deja consacrate care își expun aceste produse și au vânzări pe brand propriu. Dar și fashion show urile locale, noi fiind organizatori an de an a două ediții de fashion show, promovăm brandurile noastre, încercăm să aducem publicului mereu acele colecții noi și să facem o vizibilitate sectorului pentru că avem cu ce și de ce să nu ne mândrim cu asta. Marcela, spune-ne care sunt cele mai importante sau mari provocări ale companiilor și nu-i pat compania, chiar și designerilor autohtoni. Uh, provocări sunt mai multe, evident, începând de la partea financiară uh, până la um, oamenii care lipsesc uh, de la noi în țară, și specialiști în domeniu, pentru că um, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, cu părere de rău, oamenii pleacă și nu rămân să lucreze în sector. Noi încercăm să, promovem, să promovăm sectorul ca unul sustenabil, durabil, competitiv pentru clienții străini, dar și pentru cei locali. Utilaje performante. Evident, este mereu nevoie de a învăța și de a cunoaște lucrurile din afară. Bunele practici sunt mereu acceptate de ai noștri locali și ei vor să învețe, ei vor să meargă, dar, din păcate, toate aceste lucruri costă și trebuie să aleagă uneori. Investesc în materie primă sau merg la o expoziție sau își vând produsul pe online și nu îl vând fizic într-un magazin din România, să zicem. Mm -hmm, deci, înțeles. provocări sunt multe, dar cine își dorește nu cedează și găsește mereu soluții dar și cu ajutorul nostru, cu o comunitate foarte mare de oameni care au pozitivismul și optimismul că o să fie tot bine. E poate ceva care nu te-am întrebat și crezi că ar fi potrivit, ar fi util pentru ascultători. Da, eu aș vrea să menționez că consumatorii locali și consumatorii din Republica Moldova ar trebui să susțină brandurile locale, Cum? pentru că prin cumpărând, promovându-i, spunând de bine altor oameni din diaspora, oamenilor care vin la noi în țară ca și vizitatori, să se mândrească cu produsele autohtone, pentru că noi suntem o țară mică și trebuie să ne susținem reciproc, pentru că doar prin susținere, printr-un Gând bun, acel om o să creeze în continuare acasă, o să facă tot posibilul să ofere salarii bune și oamenii să rămână în condiții bune de lucru, pentru că în fabricile noastre sunt condiții foarte bune de lucru, comparativ cu alte țări. Și salariile sunt pe potrivă? Sunt uh, se încearcă să fie pe potrivă, chiar și dacă este o criză. Uh, această criză energetică, credeți-mă, fabricile depun efort maxim ca să schimbe uh, directiva, eficiența energetică, uh, să meargă pe panouri solare și să economisească din altă parte, doar să mențină oamenii în fabrici, pentru că fără oameni nu avem cum dezvolta un sector. Eu sunt Natalia Munteanu, autoarea podcastului Oameni și Afaceri. Ne poți scrie și ne poți asculta pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Radio EcoFM și pe pagina de internet ecofm.md. Peste votarele Republicii Moldova, podcastul e accesibil și pe Spotify. Te invit să te abonezi și să distribui podcastul nostru. Un bun și ne reauzim la oameni și afaceri.